fiecare ministru este însoțit de un consilier. Deci asta înseamnă că ministrul nu este în stare să gestioneze, să prezinte problemele pentru care a mers în China singur. Deci sunt niște păpițoi. Ăștia nu sunt miniștri. Cine a mai văzut ca o delegație atât de mare să fie însoțită de câte unul și doi consilieri fiecare? Adică ăștia îi duci de mână ca să învețe niște treburi. Asta ar fi una de comportament. Dar a doua, plecarea în China trebuia pregătită cu foarte multă grijă. Președintele PRM a mai subliniat în cadrul conferinței de presă că România s-a legat la cap cu femei, singurul rezultat în urma acordului încheiat fiind criza financiară. Tocmai din acest motiv, Gheorghe Catrin este de părere că în țara noastră ar putea intra bani din țările bine dezvoltate, așa cum este China, în cazul în care guvernanții și-ar da interesul în acest sens. Am înțeles că toată politica în această direcție este dictată de Băsescu. Ultima declarație a lui Boc spune că prezența lui Băsescu la ședința de guvern le-a interzis să apereze la credite de la țările din Asia și să meargă în continuare subjugat la acest fond monetar internațional. Ori apelând și la alte țări, la alte puteri care ne pot ajuta, nu depindem numai de unul care să facă presiune asupra noastră tot timpul, să ne stăpânească, ci depindem și de alții. Și noi alegem care sunt mai avantajoase credici, într-acolo ne îndreptăm. Pentru că România, în stadiul care a ajuns, ea trebuie să se gândească, dom'le, ce putem lua bun de la alte țări dezvoltate. Gheorghe Catrin ține însă să menționeze că aceste credite ar trebui garantate cu ceva de către români. Sigur, statul român are în continuare bogății foarte mari, are cu ce garanta, dar orientarea politică este de zero, domn. Face ravage, Băsescu, politician extern. Eu am cerut demisia lui Băsescu în numele organizației județene, mi-o mențin în continuare, demisia lui și a lui Boc pentru macelul produs în România. Niciodată țara noastră în condiții din cele mai grele n-a cunoscut o asemenea situație.